Pentru funcția de președinte al PDL este un singur candidat în persoana lui Ion Rușeț, iar în cursa pentru scaunul de prim vicepreședinte au intrat Marcel Hoară, deputatul Severus Militaru și primarul Dorin Filip. S-a întrunit comisia formată din trei membri aleasă de CODA și se verifică dosarele pentru la toate candidaturile. Au mai apărut candidaturi noi? Nu, n-au mai avut loc, ceea ce știți dumneavoastră. Alegerile vor avea loc peste 4 zile.